din când în când, domnul Gabriel Iiceanu îmi dă ceva de citit. Și eu mă supun ca un colaborator vechi al editurii și constat încet, încet că ar fi posibil ca nu atât ce am scris să conteze, ci ce am citit în textele altora. E bine și așa, pentru că orice se învârte în jurul unei performanțe scrise și vorbite, merită încercat. A fost o lectură grea, pentru că nu sunt actor și trebuie să vă spun că uneori lucrăm în studiouri în care omul de la butoane e un om obișnuit să lucreze cu actori și are toate reflexele celui care înregistrează interpretări de texte, nu? Și eu trebuie să încep întotdeauna până a explica că eu nu sunt Victor Rebenciuc, că eu nu am tehnica, reflexele și uneori nici dorința de a recita într-o variantă actoricească un text, ci mă străduiesc să-l citesc cu firescul pornirii mele inițiale, gândindu-mă că ce citesc poate să placă și altora, indiferent dacă am efecte de piept, de voce, de intonație specială, de frazare care nu ține neapărat cont de structura textului și așa mai departe. Acum, pentru mine, Cartea lui Iov e una din cele mai grele și mai importante cărți ale Scripturii. Și dacă îmi dați voie ca să pot să spun de ce sunt foarte legat de ea, am să repet scurt care este schema acestei cărți. Ea începe cu o discuție între Dumnezeu și Îngerii Lui, printre care e de față evident și Satana. Pe care Dumnezeu își întreabă, ce mai faci? Ceva în genul ăsta, o conversație foarte... Și el spune, am vrut și eu pe pământ, în pace și încolo. După care Dumnezeu îi spune lui Satana ce mândru e de un drept credincios al lui Iov, care este de o pietate, de o virtute, de o, acuratețe etică și religioasă extraordinară. Și Satana spune, e și ușor pentru că e dăruit tot ce se putea dărui. Ia să vedem dacă încep să lucrez la averile lui, la familia lui, dacă mai e așa de pios. Dumnezeu spune, te rog foarte mult, dă-ți drumul. Numai de el să nu te atingi totuși. Urmează nenumărate necazuri pe capul lui Iov, dar el își păstrează credința. Și Dumnezeu e mândru și spune, vezi, uite, ți-am dovedit că orice s-ar întâmpla, el rezistă. Păi da, dar mi-ai spus să nu mă ating de el. Ia lasă-mă să umblu puțin la vreo boală, la vreo nenorocire fizică, la morți, la suferințe. Da, te rog, poftim. Și se întâmplă și catastrofa finală, în afară de moarte. Asta spune Dumnezeu, dar lasă-l în viață. Iov să plânge tot timpul, vin să-l ajute și să-l descălească niște prieteni care să înțelege că sunt preoți și țin discursuri, cum au zis dumneavoastră întotdeauna, dacă auziți un discurs, dacă vă uitați la Trinitas, de exemplu. Ce discursuri știutoare, edificatoare, blânde, calde și sigure de el. Și el nu poate fi convins de cei trei prieteni care țin ample discursuri teologale. Vine un al patrulea, care îi spune, nu trebuie să înțelegi, ia-o ca o lecție, trebuie să înveți ceva din asta. Am auzit și din asta, spune Iov. Eu am o răfuială cu Dumnezeu, mie să-mi spuie de ce mă prigonește. N-am făcut nimic rău, am dreptul să știu. Și atunci, în final, vorbește Dumnezeu însuși, care are un discurs autoritar, care spune, drăguță, poți mă tare să înțelegi ce am făcut eu, știi, natale, cum se face dimineață și seară, cum umblă stelele pe cer, știi, natale, cum se face un animal, cum se face o viață de om, un destin, cum cresc arborii, nu știi nimic. Păi dacă nu știi asta, vrei să înțelegi gândirea mea, vrei să mă înțelegi pe mine? Și după discursul ăsta, toată cartea e o carte de o amplă valoare poetică, la sfârșit eu spune, ok, mă dau bătut, îmi dau seama că mintea mea nu-i pe măsura lui Dumnezeu, mă retrag. Și acum vine finalul, Dumnezeu îi spune lui Iov, te înțeleg, te iert, aia care nu mi-au plăcut sunt aia trei popi.
aia care au venit să fie avocații mei și care credeau că eu am nevoie de pledoarii din astea gata făcute. Dacă vrei să-i salvem și pe ei, să-i mântuim, tu trebuie să mijlocești către mine și atunci dacă tu insisti, îi salvăm și pe ei. Asta e carte. Fără lirismul ei formidabil. De ce mă interesează? Fiindcă e o carte despre cea mai greu de digerat și de sistematizat problemă din viețile fiecăruia din noi. Problema răului. De ce pățim ce pățim? De ce pățesc oameni nevinovați lucruri teribile? De ce oameni vinovați funcționează perfect? Cum să înțelegem raportul între bine și rău într-o lume care, mi se spune, este făcută de un Dumnezeu bun și atotputernic? Ori cartea asta pune această problemă și o pune extrem de drastic. Și ce am învățat eu din ea este că, între altele, este că Dumnezeu preferă naturile care îndrăznesc, amintiți-vă, îndrăzniți, eu am biruit lumea, decât naturile fade, care iau de gata făcut orice și care cultivă o evlavie sterilă și demagogică. Este mai încurajată în această carte interogația, care postulează existența lui Dumnezeu, dar care vrea să înțeleagă despre ce e vorba. Pe mine tema asta mă pasionează, deși concluzia este că nu o să înțelegem nimic, niciodată, pentru că ne raportăm la o problemă care e în afara capacității noastre de înțelegere. Revenim la Sfântul Anzel, la Sfântul Augustin. Nu trebuie să vrei întâi să înțelegi ca să poți să crezi. Trebuie întâi să crezi și pormă înțelegi. Problema e că dacă crezi, nu e o chestie care depinde numai de tine, depinde și de mâna întinsă de Harul Dumnezeu. Și dacă întâlnirea asta nu are loc, rămâi într-o tensiune extraordinară. Un al doilea lucru și cu asta închei, care m-a interesat în textul acesta, este că el începe cu o ispitire a lui Dumnezeu. Asta e lucru greu de înțeles. De obicei, nu ne gândim că Dumnezeu poate fi ispitit de diavol. Noi suntem ispitiți. Dar și în Noul Testament, cum vă amintiți, Iisus însuși e ispitit, e dus în pustie și e ispitit și în pre-clipa morții, când spune de ce m-ai părăsit, e ispitit către o formă de dubiu. Numai că acolo El însuși e cel ispitit și aici Dumnezeu e cel ispitit, numai că aici Dumnezeu cedează după urechea mea cu un fel de nonșalanță didactică care e tulburătoare. Și Dumnezeu acceptă ideea că trebuie să dovedești că cineva e curat. Ca și cum El n-ar fi știut că Iov e curat. Asta este o greșeală la fel de mare cu greșeala celor care cer lui Dumnezeu să dovedească că e Dumnezeu. În ambele cazuri, problema dovezii e o problemă care deschide spre toate zelurile. Vreau să închei însă cu un pasaj care nu e din mediul creștin, e din mediul musulman. Eu sunt mereu certat că ies uneori din cotarele credinței locale, dar o să vedeți că vi-l citesc pentru că este varianta musulmană a cărții lui Iov și duce la aceleași concluzii. Profetul Muhammad a întâlnit odată lângă Kaaba, lângă locul sfânt al musulmanilor, un beduin a cărui evlavie simplă l-a impresionat atât. Dar în timp ce stătea de vorbă, iată că s-a arătat Gabriel, nu acesta, arhanghelul Gabriel, cu un cuvânt al lui Allah către Muhammad. Spune beduinului acestuia că încrederea lui în blândețea și în milostenia mea e în zadar, căci mâine îi voi cere socoteală despre multe și mărunte, până la cingătoare, până la șireturile încălțărilor. Atunci beduinul a întrebat: îmi va cere Domnul cu adevărat socoteală? Firește că îți va cere socoteală dacă aceasta este voia sa. Fie după puterea și slava sa, răspunde beduinul. Dacă Domnul mă va cerceta pentru păcatele mele, îl voi cerceta și eu pentru iertarea sa. Dacă Domnul mă va cerceta pentru zgârcenie, îl voi cerceta și eu pentru mărinimia sa. Auzind acestea, profetul a plâns până i s-a umezit barba.
Dar Gabriel s-a arătat din nou cu un cuvânt al lui Allah. Nu plânge Muhammad, căci iată, îngerii care împoartă tronul au uitat pentru o clipă de prea multă bucurie să-și cânte cântecele lor de slavă. Spune fratelui tău, beduinul, să nu-mi ceară socoteală, căci nici eu n-am să-i mai cer socoteală. Aceasta e versiunea arabă a lui Iov. Și cred că în ziua de azi nu putem să avansăm în plan spiritual, în plan religios, decât pe bază de curaj, nu de nerușinare, dar de îndrăzneală, pe baza unui raport care încearcă să fie un raport de cunoaștere, pe baza unei ieșiri din morișca gata făcută a unui discurs adormitor și convențional și conform. Mulțumesc. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat, dar eu sunt obligat să observ că de fiecare dată când domnul Preșu vorbește lângă mine, nu se poate abține să nu mă ciupească într-un fel sau altul. Și v-a explicat că el a citit cartea lui Iov pentru că îl pun din când în când să citească. Acum, vă dați seama, cum aș putea să-mi las prietenul să iasă din scenă fără să fi citit cartea lui Iov? Așa că bănuiesc că actul meu e bun. Lăsând gluma deoparte, audiobook-ul pe care l-am înregistrat eu, care al cărui text e scris de mine și interpretat de mine, se numește Cioran și Dumnezeu. Și întâmplarea face că, nu întâmplător, aceste două audiobook-uri le lansăm împreună. Pentru că sunt două fețe ale interpretării aceleiași piese celebre. Deci în textul cu Continentele insomnii, Cioran și Dumnezeu, este vorba despre un Iov modern.